Eu, dacă vor să meargă, eu, domnul Stegariu are telefon, putem să-l sunăm la telefon, să văd și părerii își dă și el. Păi și n-ați vorbit cu el când ați plecat de acasă? Măi, Dumitre, eu vreau să aduc copiii înapoi. Nu v-ați sfătuit? Păi, îi dăm, uite, din nu, acum... Nu, dar nu v-ați sfătuit intra... până acum, într-o lună jumătate aproape, n-ați stat de vorbă cu dânsul, ce facem? Eu i-am mai chemat, dar acum și soțul ce știu. A spus? Nu știu, eu hotărârii singur, nu eu. E. Am și eu un bărbat, e capul familiei. E și din partea lui Viorel, să știi. Da. Eu nu știu dacă Viorel vrea să rămână cu ea sau nu. Știi că încă nu, eu cred că nu știm dacă Veronica vrea să rămână cu Viorel eu sau cred că nu. Nu știu. Dintre ei nu și Veronica, dacă zici că nu mai calcă la mine și nu mai vrea să stea ei când mă tachinie. Păi ce ai mai auzit și o să să vină maica ta să-ți ție hainele? Păi da, că stau acolo păi și am zis că... Păi da, dar am zis că la mine sunt multi, la voi poate sunt mai puțini, să-l iei, nu să mă întregi. Nu mai poartă mine. Veronica hainele alea, nu fiță. Da, și are altele nu-i... acum, de când foarte e de o lună aici și a făcut alte vârsturi. Lasă-le acolo. Nu le mai vrea pe alea. Lasă-le știți ce vă rog, eu puteți să-mi dați la săraci pe alea, că ea nu, da, adică nu mă are alte rochii, uite. Nu mă eu vreau să întreb altceva. Lasă hainele, să vedem acum care-i principalul principal. Doamna Ilinca, credeți, da-mi spuneți sincer, dacă Veronica și Viorel vor să-și facă ei un rost aici în București, dau și ei de viața asta, de oraș, de capitală, eu vă întreb așa, dumneavoastră credeți că emanciparea asta a lor, plecarea din Blăgești la capitală, care va fi o schimbare destul de bruscă și de radicală în viața lor, o va face pe Veronica femeie de casă? Sau odată ajuns aici, îi trage... Țeapa și lui Viorel și pe aici ți-a fost eu drumul. Și să vă spun, asta depinde de ea. La cum o cunoașteți? Păi eu prin ani când a venit la mine era o copchiliță. Că am strâns-o de pe drum, știe toată lumea. Am învățat-o, n-o știut cât eu știut, am mai învățat-o și eu. Era cu minte de prima dată. Era cu minte, mergea fata cu noi la muncă. Ilinca, da, să mă scuzați că știu de la Viorel că era mai avut o iubită înainte. Ei, o vorbit două zile și nu a fost psihia lui, dar nu a avut acte, deci, nu a avut nici deci ca fiecare. Nu, dar n-a mai avut nicio iubită înainte de ea? Ca fiecare băiet cu o fată, dacă o vorbit, o vorbit, dar nu a avut. Stai un pic, că mie îmi plăcea povestea, vezi, okay. Și da, felul acesta autentic de a discuta, de a povesti. Deci... Fata când a venit, v-am zis, era cu minte, era liniștită, mă întreba, mamă și mâncare face, mamă cum face, mamă nu știu și, m-a respectat, nici a de zis. Mergea cu noi la câmp, mergea, fășea acasă treabă. Eu n-am avut și să zic de ea, vă câțiva anișori, mulțumesc lui Dumnezeu. Că am zis, zic, uite, vezi, săracă cum a fost de pe drum, am luat-o, dar dacă e ascultătoare, uite că sunt după noi, se repară. Apoi dacă e cu timpul și cu timpul, o început să facă de ei cu mine în casă, eu n-am văzut-o și face doamna Mirela. Eu cu mine în casă, eu n-am văzut-o. Nu știu, e vinovat telefoanele este. Ori e nu a avut ocupare la mine în gospodărie, nu ai timp nici să bei apă. La noi este de muncă. Dar probabil că printre timp când trebuia să odihnească, să fășea alt rost. Nu știu, nu știu. Și acum nu este hotărârea mea. Ei, dar dacă vor să-ți găsească de muncă aici, îți găsește de muncă aici și crede că se descurcă, eu n-am nică împotrivă, doamnă. Eu altceva, că zice lumea că tai firul în patru. Păi, v-am zis, a, că bag bățul prin gard. Păi, da, cam asta ar trebui să facă orice moderator. Adică, mai ales dacă are invitat și povești din astea, trebuie să afli cât mai multe detalii, că altfel nu ne mai apucăm de subiect. Eu am făcut așa un calcul. Păi dacă eu 5 ani de căsnicie și fata are 2 ani jumate și încă înainte să se nască fata, Marian zice că ea avea avut relații cu ea. Păi, dar nu vă supărați cât au fost ei doi soț-soție fără vreo relație extraconjugală. Păi dacă din 5 ani, vreo 3 ani jumate, vreo 3 ani, hai să punem așa, de acum vreo 3 ani ea umbla cu alții, pe ei doi, când au fost? Căci că dragostea durează 3 ani, auzi, zice lumea. Păi nici aia 3 ani nu ne-ați timp, avut. Nu știu când avea timp și pentru treburi din întâlnirii. Da, adică nu se știu. Spune că hulubii, așa, când se căsătoresc și se iubesc, mă rezistă. A, că ți-o venit să mai pleci la unii, la alții, la unele, la altele, după 40 de ani de căsnicie, păi, după 4 copii. Dar după nici 2 ani de căsătorie, păi înseamnă că voi când ați fost fericiți? Apropo, acum, și s-a întâmplat de-o venit la acces direct, toate treburile bune și frumoase. Am mâncat seara, am strâns masa și-o jucat cu fetița. Am râs, am glumit. Noi
stând la, băi, bucătărie de vară noi, zicem, dar e casă, că e cu trei camere. A plecat la culcare, poftim. Băi, am rămas acolo. Eu am știut ce a făcut ei, eu nu i-am pândit, nu m-am dus peste ei, păi, că nu-i frumos. Nici ea n-a știut unde, da, se va ajunge, așa, dacă știa lui venea. A venit Viorel mai târziu, zice, asta a plecat la magazin și nu s-a întors. Ei era nouă, cât a fi fost, era noapte afară. Păi zic, deși, zic, s-o fi dus poate la mamă, sau asta am spus-o. Și zice, dar zic, putea să spună. Ies afară, mă duc prin grădină, umblu pe drum, eu ce spui și Viorel, am strigat, am căutat. S-au făcut zăși, s-au făcut cât a fi fost. O mai făcut bine. Pară, ei, au făcut pară, băi, la mașină. Viorelii, zic, știi, și bun, anunță la poliție, anunță la poliție ca să știi că a dispărut de acasă, unde s-au dus. Și eu n-am avut nicio vină că i-au amințit cu vârf și îndesat. Acum spuneți și dumneavoastră, nu-i vina mea, i-au plecat, putea să spună, dar nu se ducea după suc, în căldare la mine este apă, la rubinet este apă. Da, și putea apa să bei o cană de apă și să stat liniștit la locul ei, că era sară. Știți, de fapt, ce vroiam eu să spun? Că dacă ea după nici 2 ani de la căsnicie avea deja relații, poate că poate de astea ne-a zis nouă, poate a avut și mai mult. Poate le-o fi avut și de acasă, de la părinții eu ei, eu întreb altceva. Voi doi ați fost vreodată fericiți? Voi doi vă iubiți? Da, doamnă. Veronica? Da. Pe cuvântul tău? E. Da. Veronica? Pe cuvântul tău că tu ești fericită cu Viorel? Da. Păi zic cu toată gura, cam că-i cu jumătate, cam cu jumătate, zici. Cam cu o jumătate de gură, zici. Dar de ce suge, adică nu știu, de ce nu-i pute... Eu am impresia așa, și nu vă supărați că vă spun, că îl controlați pe Viorel 99%. Nu. Ei, nu. Păi da, cum să-l controlați? Păi vă spun eu, n-a avut nicio fată, nicio iubită, până la 33 de ani. A găsit-o pe fetișcana asta, da, care era, da, minoră. Vă rog să mă lăsați să termin, da, zic și eu părerea, din ce am văzut. De când ați venit aici, o noapte v-a trebuit și este complet schimbat vis-a-vis de ea. Să-i spuneți aseară, cum mi-a povestit ea, mie mi s-a făcut milă efectiv de ea, că e un om, e un, păi, suflet, da, e un așa. Mea, nici măcar n-ați crezut-o că, iertați-mă, și-a vomitat și mațele din ea de plâns. Și a zis, și ce vrei să-i fac lui? Păi da, dar n-ați crezut-o. A spus că se preface. Deci asta nu... Nu știu, poate că eu fi rău, dar zic Mara. Că... Și eu, îndreptățită, mamă, ești mamă de băiat, da, și eu am mamă de doi băieți, da. Eu am și fată. Dar eu te întreb așa, dacă tu, băiatul tău, pe care tu l-ai crescut cu atâta iubire, cu atâta dragoste, are parte de o femeie care îl înșeală, îl minte, îl face de râs în fața țării, tu ca mamă care îl vezi pe băiat după o lună în care el n-a vrut să mai știe, dar de maică sau de taică-su. Că nu, nici nu bine să ne dăm, nu, noi pe noi exemplu, că n-avem, nu, cum, nu, să ajungem, da, în situația oameni, asta. Nu, că suntem oameni, să știi. Noi am mamă, da, de o situație de asta n-avem cum eu, să eu te întreb niciodată pe tine așa, tu ca mamă de băiat, care știi cât te i-a făcut ea, că te știe o țară întreagă, cu rușinea din sat, cu tot. Tu ai putea să nu ții cu băiatul tău pe care îl vezi, dar nu e vorba victima de ținut aici, e vorba de controlat. Verbul e altul. Păi, nu. Eu am spus că, păi, ia, în opinia mea... În situația asta. Nu. Eu am spus în opinia mea, e opinia mea, că Viorel este băiatul mamii și că n-a fost lăsat să se dezvolte singur niciodată. El nu și-a făcut alegerile de unul asta singur. Asta i-l-am mai spus și noi, doamna asta, Ilinca. La asta nu, m-am referit. Nu, vorbim de aseară, poate că zici fost... că ea voma de supărare, că doamna Ilinca în sfârșit poate, și-a văzut copilul după 5 săptămâni. Poate n-am fost săptămâni eu bineînțeleasă. După părerea mea, doamna Ilinca nu l-a lăsat pe Viorel niciodată să ia decizii singur. Asta este adevărat. Viorel a adus acasă pe cine a vrut doamna Ilinca, Viorel a stat cum a vrut doamna Ilinca, a avut ce prieten a avut doamna Ilinca, n-a fost bună 2 zile, nu știu ce. Bun, a sunat la poliție când i-a spus doamna Ilinca? Dar Ilinca, aseară, dacă ei au stat și în sfârșit mama și-a văzut copilul care a renegat-o și care și iartă nevasta, care i-a pus coarne și care își reneagă mama și-a... Dacă el o iartă și o iubește, mama trebuie să accepte decizia înțeles, lui, acceptă, nu să o influențeze. Dar nici măcar nu putea să-i spună... Ce, măi, măcar să da, știi, ba, eu sunt da, genul da, de om care, dacă nu spun, e... eu nu mă îmbolnăvesc. Da. Știi că poate Viorica... că așa, noi suntem mai așa, corect, suntem noi. Viorica vorbește... Veronica, pardon. Vorbește mai rar așa și e și teamă să povestească. I-au trebuit vreo 20 de minute ca să relateze lucrurile astea așa cum s-a priceput ea. Da, și Veronica... lucrurile au fost grave. Adică el a început să o acuze aseară ca și cum auzea prima oară ce a făcut. Știi? Bine, dar Viorel el e purtat așa între mamă și asta femeie. Asta spun, știi? Da. El trebuie să... Nu e vorba de o alegere. Dar tu înțelegi și pe ea?
pe doamna Ilinca? A, cu siguranță. Care eu după 5 săptămâni își vede copilul pe care nu l-a văzut. Da. Când decide ceva, vreau să spun. Domnule, îi primește acasă sau nu îi primește? Nu o zi de așa, o zi așa. Stai că vedem imediat.